Bună dimineața! Copilașii s-au trezit și acum, papă, ce păpați? Nu iaurt, mami, asta e budincă. Ce? Nu-i bubă, mami, ești doar murdară. După aia te șterge, mama. Ok? Vrei să-ți dai mama sau papi singurică? Îți dă mami? Da. N-a dă să-ți dai mama. Bine, arată cum sper tu dințișorii. Arată. Și nu am probleme, uite așa. Este ajută, mami. Așa, sus acum. Întoarce așa și dă-i sus. Gata. Nu-i gata, hai că te mai ajută, mami. O să mă pun să fac ceaiul meu de dimineață. Acum vă arăt. Aici la aparat îmi încălzesc doar apa. După care în sticla mea anumea pentru ceai, jumate de lămâie o să-mi storc în ceai și puțină miere. Aici am ceaiul verde care îl beau eu. Este din sticlă, are doi pereți ca să nu te arzi. Este foarte frumoasă și practică. Ceaiul meu este gata. Așa arată. Mai amestecăm un pic. După care pot să-l beau liniștită. O să merg să le pun în dulap. Ne vedem mai târziu. Și să vă arăt dulapurile copiilor. Acesta este dulapul Meleia. Să începem. Aici avem pantaloni, toate categoriile. Aici avem bluze, aici avem tricouri, rochițe mai scurte și așa. În primul sertar avem ciorapi cât lungi și scurți. În a doilea avem body, mânică scurtă, mânică lungă. Chiar trebuie să fac curat că unele din ele i-au rămas micuțe. Aici are babețele, căciulițe, chestii de astea. După care aici... Pe umeraș are cămășuțe, rochițe, aici la fel. Are foarte, foarte multe, de mult nu i-am mai făcut curat, cred că de câteva luni, trebuie să elimin câteva dintre ele. Deci acesta este dulapul Meleia, chiar și scrie numele, le-am pus la fiecare numere. Asta este dulapul lui Filip. Ok. Aici are pantaloni, toate categoriile, aici are bluzițe, aici are 2-3 hăinuțe care încă îi sunt mari, aici are de dormit, aici în spate are tricourile, pantalonii scurți,
Să începem. Aici tot primul sertar este de ciorap exact ca la meleia. A doilea este de body cu mânică scurtă, body cu mânică lungă. Și aici tot șepci, babețele și căciulițe și etică. Și aici, bineînțeles, care cămeșuțe. Unele chiar sunt noi, că nu l-am apucat să le dăm. Un costum. Bluzițe, cămeșuțe și chestii mai elegante, să zic așa. Acestea sunt dulapurile lor. A, am uitat să vă menționez că la el am cumpărat anumea umerașe. Este un material care nu alunecă haina după ele. Și lui am ales verde, amelea i-am ales roz, identice. Mai sunt câteva colorate care le-am avut prima și le-am lăsat. Cred că avem doi șoricei în dulap. Mă, ce faceți aici? Astăzi o să prepar un piept de pui cu ciuperci, pe lângă smântână și mămăliguță. La soțul meu îi place foarte mult și nouă și vreau să vă arăt modul de preparare. O să tai bucăți micuțe. Am terminat cu pieptul de pui, deci după cum vedeți l-am tăiat bucăți. Acum o să merg să-l spăl și îl pun la prăjit. Terminat și ciupercile, acum trebuie doar spălate și la sfârșit puse peste pieptul de pui. Acum am pregătit apa pentru mămăligă, o să pun și un pic de sare. Okay, între timp pieptul de pui a scăzut apa și a început să prăjească. Am terminat, așa arată mămăliguța, pieptul de pui, ciupercile și smântâna. Este foarte, foarte bun. Încercați și voi și după aia scrieți-mi părerea. Ciao! Noi am ieșit acum un pic la plimbare cu copiii. Am vrut să ieșim cu bicicletele, dar Filip, ce ai spus că vrei cu? Cu ce ai zis că vrei? Cu căruțul. El a spus că vrea să ieșim cu căruțurile și așa am ieșit cu căruțurile. Tuturor, bine ați revenit la un nou vlog cu Miron Family. Eu sunt Pit, Lavinia, soția mea, Filip. Filip. Și aici avem pe micuța noastră Meleia. Ciao, Meleia. Nu uitați să dați like și
subscribe și dacă doriți apăsați și pe clopoțel să aveți notificările noastre de fiecare dată când vom posta un nou video. Sul meu, frumosul meu. Da.